Adică e momentul să spunem și noi bună seara și bine v-am găsit în cadrul locației Club 30+, la Transibocea. E prima ediție în care căutăm talente din toată țara, deși noi am vrut să căutăm numai cea din jurul Clujului, am ajuns să căutăm talente în toată țara, ceea ce e foarte bine. Avem foarte multe voci, foarte bune. În cadrul concursului s-au înscris peste 52 de voci, cred că vreo 56-57 de voci. Ne-am selectat în jur de 26 care ne-au plăcut în mod special. Între 10 au fost așa mai spre semifinală, cum se zice. Și am ajuns la 4 finaliști pe care o să-i vedem în seara asta, prestând aici, în cadrul locației Club 30+. Transibocea este un eveniment oferit de Commercial Music Productions, în parteneriat cu CDJ Events, locația parteneră, după cum bine vedeți, Club 30+, sponsori Ciuc, cărora le mulțumim, vedeți că aveți și bere acolo, haine, că puteți să o degustați. Și este un eveniment de promovare în cadrul festivalului Transylvania International Music and Art 2012, ce va avea loc în toamnă, aici, la Cluj. Pentru cei care nu știu despre Transibocea sau vreți să le reamintim, perioada de înscriere a fost între 5 și 31 martie pe Facebook, pe pagina Commercial Music. Deadline-ul a fost pe 31 martie, după care a trebuit să selectăm. Am anunțat finaliștii pe 2 aprilie, iar finala astăzi. Etapa întâi a fost simplu. A trebuit fiecare să-și înscrie o piesă, înregistrare video, audio, cum a vrut fiecare, au postat-o pe Facebook și trebuia să adune like-uri, astfel încât noi să vedem că își exprimă interesul să ajungă și ei ceva mai important decât sunt în prezent. Am văzut de la mulți că au fost foarte dornici în a căuta like-uri, avem aici o persoană care a strâns peste 400 de like-uri, deci pur și simplu n-am avut pe nimeni la team-up să strângă atâtea like-uri, deși au fost mult mai de amploare evenimentul, ceea ce e foarte bine. Și în etapa a doua, intervalul de persoane pe care am selectat de 4, vor trebui să prestez aici 2 piese. O piesă cu care s-au înscris și o piesă la alegere. Acum cu domnul DJ deja am stabilit, am făcut setările, să sperăm că totul o să fie ok. O să avem pe fiecare pe rând, o să interpreteze piesele. După care, juriu, format din 4 persoane, pe care o să-l prezint acum, să fie totul ok, să nu fie probleme, că cine a fost în juriu, de la pierdut lista, mai știți, da? Vă rog să-l aplaudați pe domnul Ghircoiaș Mihai, instructor Școala Populară de Arte, de partea locației 30+. La noi de Sfârza Cosmin de la Commercial Music Productions. Tot de la Commercial Music Productions, Loran Suto. Și eu, Cristian Rusu, de la Commercial Music Productions și DJ Events. Pot să vă spun că marele premiu o să fie oferit de Commercial Music Production împreună cu CDJ Events și constă în compoziție muzicală, înregistrare, prelucrare voce, mastering, promovare piesă, ședință foto și filmare la sesiunea de înregistrare. Așa că persoana câștigătoare va beneficia de toate aceste servicii împreună cu un premiu oferit de cei de la Ciuc și un premiu oferit de locația Club 30+. Cărora le mulțumim și vă rog să-i aplaudați! Pe lângă organizatori, am avut și parteneri de promovare, voluntari proiecte și evenimente Eventim, Festivalul de Artă și Muzică TIMAF, Cardul Studențesc Omnipass, Revista 24 Fan, Radio Impuls și partenerii online 25H, Anyplace, Ce facem diseară, Cluj Nightlife, Welcome to Cluj, Evenimente Cluj, Party Tuning for Party, I Love Cluj. Asta e, le mulțumim tuturor și aplaudăm încă o dată pe toți. Și să nu mai lungim, o așteptăm aici pe Laura, care a venit tocmai de la Brașov. Laura Marcaș, care va interpreta prima piesă, Someone Like You, Adele. Aplauze să intre mai cu puține voci aici. La Transibocea. Ai legătura, Laura. Mulțumesc. Bine v-am găsit. Eu nu sunt un fan al cluburilor.
Probabil la vârsta mea, da, am alte ocupații. Dar începe să-mi placă. Mâine, poate, prin Brașov, bineînțeles, nu mai bat actatul. Dăm ocazia la fiecare să câte timp a pus.
să mai scăpați de emoții. Nu uitați că 10% din nota oferită de juriu contează foarte mult, o luăm noi considerare din aplauzele și gesturile care le faceți voi în timpul piesei, așa că noi vă opăriți și pe voi, ca să vedem dacă vă trezesc ceva emoții cei care cântă. Așa că, cu cât apreciați mai mult pe cel care interpretează, contează și pentru cei de la juriu. Urmează aici Răzvan Dobai din Oradea cu piesa My Way. We'll be right back.
Mulțumim, mulțumim, Răzvan. Așteptăm aici pe Ioana, din Cluj. Avem și pe cineva din Cluj care trebuie să cânte normal aici la 30 plus. Ioana, ai microfonul, pregătim și muzica ușor. Voi interpreta piesa Fără Tine. Realizat. Am dansat cu toții, e foarte bine. Îl așteptăm acum și pe Tudor, componenta unei trupe de cover-uri din Alba Iulia. Ne va cânta la fără trupă Knocking on Heaven's Door. Vreau să răspund și eu. Thank you.
Why can't you say anymore? It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, 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 you don't have a soul.
Hai, mulțumim, mulțumim, Tudor! A fost prima serie cu piesele cu care s-a înscris fiecare pe pagina de Facebook, unde s-au strâns peste 2400 de susținători ai evenimentului, să zic așa. Mulți dintre ei prietenii voștri cu care ați reușit să ajungeți aici în finală, la Transivocea. O așteptăm din nou din Brașov pe Laura cu următoarea piesă de la ABBA, Mamma Mia. Din Brașov până pe scenă, uite. Mulțumim, Laura! Urmează Răzvan cu piesa Fairy Tale. Yeah.
Mulțumim și lui Răzvan, o așteptăm pe Ioana din Cluj cu următoarea piesă. Hai să vedem, să vedem. We Found Love. Ia dar mai
Hai, domnul, am reușit să deliberăm. Recunoaște că am fost foarte stres, mai ales aici, la proba finală. Pentru cei care nu știu, criteriile pentru selectarea câștigătorului a fost juriu format din organizatori, 50% a contat din nota finală. Like-uri ale link-ului postat pe pagina de Facebook, 40%, deci un procent foarte mare. Iar aprecierea publicului din cadrul finalei, 10%. Aplauze, încurajări, mă rog, tot felul. Încă o dată pot să zic că persoana care a câștigat marele premiu o să aibă parte, pe lângă de compoziție muzicală, înregistrare, prelucrare, voce, mastering, promovare, piesă, și o de ședință foto și filmare și înregistrarea ședințelor de înregistrare în cadrul studioului. Pe lângă premiul oferit de Heineken și Ciuc, partenerul nostru, și locația Club 30+. O să ofere un premiu pentru câștigător. Dar pot să spun că toți cei patru au câștigat, pentru că cu toți vrem să lucrăm, cei de la Commercial Music Productions, am vorbit și vrem să avem o colaborare cu fiecare în parte, o să o discutăm după premieră, pentru a fi ok cu fiecare, pentru că sunt pe domenii și stiluri diferite, să vedem cum să fie ok pentru fiecare. Și ca să nu vă mai ținem în suspans, o să începem cu locul 4, în funcție de criteriile enunțate mai sus. O așteptăm aici să-și ia diploma de participare pe Laura Moarcaș din Brașov. Bravo! Felicitări, felicitări! Asta e cu like-urile astea, am contat mult. Cu plăcere, cu plăcere. Pe locul 3 ne-au uimit pe toți, ne-a plăcut, din Alba Iulia, Tudor Mare. Că la masa asta stă un câștigător, nu? E momentul ce amândoi sunteți aici. Oricum, toți patru v-am spus, sunteți câștigători din punctul nostru de vedere. Cu toți o să lucrăm, ceilalți o să mai luați niște premii plus de la cei de la Ciuc și de la Club 30 plus, să zic. Sunteți gata? Ok. E bine, se pare că aveți experiență. Din Oradea, Răzvan, locul 2. Ce mai avem? Șampania pregătită, berea de la Ciuc și piesa pregătită. Felicitări, Ioana! E din Cluj, a luat mare premiu. Dacă vrei să mulțumești sau să crești ceva, nu știu așa de premier. Mai vrei să crești ceva sau să mulțumești cuiva? Eu zic că după ce o să premiem pe cei de la Ciuc, pe care așteptăm aici un reprezentant, nu știu, Dumi, să oferim și noi diploma sponsorului, pregătim până atunci piesa We Found Love. Mulțumim, Dumi, pentru toate proiectele în care ne sprijin în continuare. Așteptăm și locația Club 30 plus să-și ridice o diplomă. Pentru locație parteneră. Aia e din partea câștigătorului, să știi. Nu, din partea câștigătorului pentru tine. Deci poți să o păstrezi. Și pentru Inventim avem o diplomă. ONG-ul care ne-a susținut. Ok, încă o dată mulțumim, aplauze, Ioana ne va cânta We Found Love, câștigătoarea.